Să-ți o aveni vele. Cine? Cum a venit, dar și plecat și toată lumea l-a uitat. Ai 50 de ani, ești un sclav. Va fi cel mai bine să treci din nou cu inima barcată în păcat. În morții tăi, cum îți permiți tu să-mi faci mie dis la anii tăi? Credeai că o las așa și că n-o să-ți răspund vreodată. Dar ai uitat că demonii nu iartă niciodată. Eu te-am descropat, tot eu te îngrop. Am dat de atâtea ori, acum e vremea să-mi o sop. Încerci și tu să fii trepăr, dar nu îți iese deloc. Spune de câți ani ai mai văzut un loc în top. Îmi băi joc de tine cum vrea inimioara mea, yeah. N-ai ce să mai faci, no, no, no. N-ai unde să fuci, te-am iert. Mă, cum vor? Mama, tata, știi? Da. Știu părinți că ați da. Venit da. Da. Și cum v-au permis așa? V-au permis în viață, mă rog? Poate spun, și nu trebuie m-a luat țara și nu vă-l faci, mă. Fuci, te-am iertat de atâtea ori, acum e vremea să-mi o suci. Dacă baby abi dispare, ce să facă velea oare? Cine îi mai dă valoare? Cine îi mai dă teroare? Dacă nu era Smiley, erai vai de tine. N-aveai bani de mâncare, nici de haine, dar în fine. So, she suffered an operation. Yes. Era, avea mâna un gips sau avea o atelă ca să o ajute să vindece mai repede. Fine. O duci așa de rău că faci reclamă la tigăi. Și când te-ai pus cu abii, vă te-ai pus cu cei mai răi. Și toată lumea știe că am stil italiano. Antonia, eu te am o semnat abii Castellano. Vasta la schimb toată viața pe o zi din viața mea, viața mea. Pe o zi din viața mea. Lângă mine niciodată niciun fraier nu o să stea, nu o să stea. Niciun fraier nu o să stea. Dacă virat, ca set nebun de vegan. Uf, 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 ești de puliș. De sâmbă tu îmi vorbești. Te vede dacă sunt ca set nebun de vegan. Eu toate vedetele din țară la mișto. Sufticăs pe mine că fac numai ce vreau eu. Că fac... Nota 9 pentru tine, Andreea. Că... Bun, uite că a fost mai generos cu Andreea. 10 nu dau, 10 dau mie singur. Așa, următoarea... Hai. Că fac numai euro, 10.000 de euro. Și fac muzică la mișto. Frumoasa și bestia, Velea și Antonia. Dar băgat că nu știm care dintre voi e femeia. Ia, de vina ta, 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 ia. Ia, de vina ta, ta, ta. Ia e mâna sus acum toate fetele. Cred că-i timpul ca Velea să facă un test ADN. Să vedem dacă pe bune ăia sunt copiii lui. Sau ai lui, sau ai lui. Ar putea fi oricui. Asta o fac. Nu era bine așa cum fac. Las-ne de așa mi umane. Că eu sunt copilor fan. Sunt copilul străzilor. Bun, fraților, cam atât a fost și cu asta. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, poate să mai facem parodii și noi ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!